ziua, doamnelor și domnilor! Hristos a înviat! Sunt Cristina Doroban, urmăriți știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. În toate bisericile din țară a răsunat îndemnul Veniți de luați lumină, iar la Constanța, înalt preasfințitul Teodosie a adus lumina sfântă cu barca de pe mare. De la slujba de înviere, direct în club, sute de petrecăreți au luat cu asalt cluburile din centrul vechi al capitalei. Continuăm călătoria sfântă pe muntele Athos, un loc aproape nepământean, un refugiu îmbrățișat de nori unde oamenii trăiesc precum sfinții. În noaptea de înviere, credincioșii au mers în număr mare la bisericile din țară, au primit în suflete lumina sfântă și au răspândit vestea învierii Mântuitorului. Ca în fiecare an, la Constanța, arhiepiscopul Teodosie a dus lumina sfântă de pe mare. Dăruim și anul acesta această lumină și am venit pe mare pentru că așa a venit cel ce a adus pentru prima dată lumina lui Hristos, lumina credinței aici. Slujba învierii s-a ținut printre ruinele vechii cetăți Tomis, iar la miezul nopții lumina a fost împărțită credincioșilor. Veniți de luați lumină! Veniți din toate colțurile țării, oamenii cu credință în suflet s-au arătat impresionați de slujba de înviere ținută de arhiepiscopul Tomisului. Mi se pare atmosfera superbă, liniștitoare, frumos, deosebit. De unde sunteți? Târgu Mureș. Și ați venit tocmai de acolo? Da. Și în București, sute de credincioși au fost prezenți la slujba de înviere. Este prima dată când venim în București, noi suntem de aici, suntem din Bacău. Vrem să vedem cum e. Am venit mai devreme, sperăm să scăpăm de aglomerație. Pentru ce vă rugați? Cu ce gând? În primul rând pentru sănătate, pentru pace. Vremurile în care trăim nu ne ajută deloc. Gânduri de lumină, de pace, de liniște în suflet. Pentru că sunt niște vremuri tulburi. Ca să-mi găsesc eu pacea și cu bucurie. Este o mare, mare sărbătoare creștină. Și înseamnă învierea a tot ceea ce înseamnă suflet, iubire. E o sărbătoare de suflet. Astăzi este învierea Domnului și toți dintre noi, creștini ortodoxi, am venit aici cu speranța că această înviere va fi și învierea noastră spirituală. În primul rând, mă rog pentru ai mei, pentru familia mea. După aceea, mă rog pentru noi toți. Și la Cluj, mii de credincioși au participat la slujba de înviere de la Catedrala Mitropolitană. În Sâmbăta Mare, înspre slujba învierii Domnului, în mod minunat, s-a prins sfânta lumină la mormântul Mântuitorului. După ce au ascultat pastorala învierii Domnului, oamenii au înconjurat catedrala în sunete de clopote și toacă. La îndemnul înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, credincioșii care au participat la slujba de înviere la Mitropolia din Iași și-au aprins lumânările și au împărțit simbolul renașterii cu cei de lângă ei în semn de comuniune. Sentimentul este foarte plăcut în ideea de a aparține unei comunități, faptul că luăm lumină în noaptea aceasta sfântă și cu siguranță vom pleca cu mai multă speranță și încredere în zile mai bune și mai care să ne împlinească mai mult pe viitor. Cu rugăciuni în gând și cu lumânări în mâini, peste 1000 de oameni au cântat împreună învierea Domnului. Hristos a înviat, din morți.
Slujba de înviere a fost trăită cu intensitate de toți credincioșii care s-au rugat în taină ca Dumnezeu să-i ajute să depășească toate necazurile și greutățile. Ne-am rugat pentru sănătate, în primul rând, și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Cred că rugăciunea trebuie să fie în noi. Care-i sentimentul? Cum plecați acasă? Mult mai ușor. Nu mai simțim oboseala... oboseala de peste din zilele în care facem mâncare, curățenie, nu mai simțim. Pentru sănătate și pentru realizarea tuturor dorințelor și să ne ajute Dumnezeu să avem putere să trecem pe depășim toate greutățile vieții. În Dumbrava Sibiului, la Muzeul Lastra, unul dintre cele mai căutate lăcașuri în noaptea de înviere, credincioșii au primit paștile în vase speciale. Pentru anul acesta au fost pregătite 1500 de cândi în lut. De la biserică, distracția s-a mutat în cluburi. În ținute care mai de care mai extravagante, tinerii au luat cu asalt centrul vechi al capitalei și s-au distrat până dimineața. Alături de prieteni, cei mai mulți au profitat de încă o ocazie de a petrece. S-a dat startul petrecerilor în centrul vechi înainte de miezul nopții, dar cei mai mulți s-au lăsat așteptați. Nu pentru că nu ar fi vrut să petreacă, dar au fost mai întâi la biserici pentru slujba de înviere. Ne așteptăm să vină foarte mulți acum după ora 12:30, până iau și lumină de la biserică. Animatoare, băutură, voie bună, DJ. Abia după miezul nopții, în centrul vechi a început adevărata distracție. Unii dintre petrecăreți deja au făcut un obicei din a merge în cluburi de Paște, în timp ce alții au renunțat la tradiția de a petrece timp cu familia și au venit cu prietenii pentru prima dată la distracție de înviere. Nu l-aș pe iubitul meu cu mine, e un pic mai timid, dar merge. Dar cum de te-ai gândit să vii să-ți petreci Paștele în centrul vechi? De 3 ani îl petrec numai în centrul vechi. Centrul vechi acasă. Aici este centrul distracției. Am zis să fac ceva nou anul ăsta. Anul trecut am tot fost cu familia, seara, la biserică am luat lumină. Acum am zis hai în club. După ce au luat lumină de la biserici, unii dintre ei au și uitat ce sărbătoresc de fapt astăzi. Cert este că au avut un motiv de petrecut. Ne distrăm, am luat lumină și acum ne distrăm. Am fost la biserică întâi, am luat lumină. Întâi și după la petrecere. Am fost azi de dimineață, m-am spovedit, m-am împărtășit. Acum pe seară e seară, numai gata. Și cum orice ieșire, pentru unii un prilej de a șeta la cele mai noi ținute, unii au vrut să impresioneze cu orice preț. E făcută de mine costumația. Un iepure micuț, dar drăguț. Nu doar românii au petrecut seara trecută, ci cot la cot cu ei și străinii care sunt veniți în țara noastră de Paște. I am from London. I love Romania. Petrecerile au ținut până dimineață în centrul vechi al capitalei. Continuăm călătoria sfântă pe muntele Athos, un loc aproape nepământean, un refugiu îmbrățișat de nori, unde oamenii trăiesc precum sfinții. Învățăm totodată că dincolo de cadouri și mese încărcate, învierea Mântuitorului este prilej de bucurie sufletească, de căință și de speranță. În minutele următoare aflăm povestea părinților Pimen Vlad și Teologos, căutați de turiști pentru sfaturile lor de aur. Tot ce ține natura, asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Zice, ce a făcut Dumnezeu? Și a făcut Dumnezeu toate astea și erau buni foarte, adică perfecte. Și după aceea l-au făcut pe om și a spus, omule, ia și te bucură de toate frumusețile astea, ți le dau în mâna ta. Părintele stareț Pimen nu va uita niciodată ziua în care a ajuns pe muntele Athos. Venea dintr-o mănăstire a Moldovei, iar aici, pe o grămadă de bolovani, avea să-și continue misiunea. În 2005 nu exista decât o grămadă de bolovani aici și muntele se unea cu sus. Am început având 1000 de euro datorii, niciun leu. Și am venit și am luat locul ăsta și atât de mult mă bucuram că venea să le iau în brațe. Și știam ce mă așteaptă, o lucrare, eu n-aveam niciun leu. Eu am pus nădejdea Maica Domnului. Mulți zicea, bă, dar zicea, e nebunit, ce te-ai apucat acolo? Zic, eu nu fac casa mea, fac casa Maicii Domnului. Prima minune, deci care a fost aici, a fost... Când am ajuns, deci la început era datorii. Până am început, am săpat aici, am adus un buldozer, l-am rugat pe unul, a venit și o săpa muntele. S-a adunat 10.000 de euro datorii, 20.000, 30.000,
și care aveam un grec, un prieten, și părinte, dar ce faci? Și mâine pe mine, că aveam și patru muncitori cu care lucram, și îți dau în cap ăștia, mi-ai plătit datorii la toți. Lucram la primul zi de acolo în spate și oprește un Land Rover aici și coboară 6 oameni. Și zice, Doamne ajută, Doamne ajută, ce faceți? Muncim. Merge, merge. Și bani aveți? N-avem. Da, datorii aveți? Avem. Cât? 30.000. Și se întoarce la unul din spatele lui și zice, dă-mă sacoșa încoace. Și scoate 30.000 în mână, ci ia de aici și achită-ți datoriile. Și se întoarce și pleacă. Și atunci îl trag pe unul din mâini, cât din urma lui. Mă, cine e ăsta? Că zice, eu nu-l cunosc. Și cum nu-l cunosc? Nu-l cunosc. Zice, Gigi Becali. Și atunci ne-a dat 30.000 fără să-l cunosc, fără să-l știu. El o cerut la cineva, l-a luat cu Landrovă și a zis că du-mă la toate locașurile românești. Vreau să văd și eu cum trăiesc românii în Atos. Și omul și-a luat o sacoșă cu bani de acasă. Și așa s-a dus la toate locașurile românești din Atos și care construiau, reparau toți. Atunci construiau, până termina sacoșa ce a ajutat. Și când l-am sunat pe grecul ăla imediat după aceea și zic, măi, și cum e Gheron, dacă așa spunea, că știam eu din mulți ani. Zic, cum să fii, s-a rezolvat, ce s-a rezolvat? Păi, uite, a venit unul și mi-a dat 30.000. Eu încep ăla să strige, mie nu, ni zic, și cine îți mai dea așa, fără să te întrebi, fără să te cunoască, cum se zice. Da, și așa au început. Și tot ce vedeți aici, așa au trimis Maica Domnului pe rând. Acum, după 17 ani de muncă, privește cu bucurie de copil la chilia pe care a ridicat-o aici, în inima muntelui. E dovadă vie că orice e posibil când știi cum să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Asta, din 2005, ca să facă toate astea, deci omenește imposibil. Așa este. Dar la Dumnezeu nimic nu-i imposibil. Asta trebuie să înțelegem noi. De asta le spun la mulți, părinte, nu am ieșiri. Ai o grămadă de ieșiri, nu-l vezi tu. Problema e să-ți rezolvi tu problemele tale interioare cu Dumnezeu. Are peste 50 de ani și un chip desprins parcă din icoane. E calm, senin și mereu cu un zâmbet molipsitor. Știe dinainte să deschizi gura ce vrei să spui și simte de departe omul. Virtuți rare în lumea noastră, pe care călugărul a ales să o lase în urmă atunci când a urcat mai sus, pe muntele de credință. Ce pleacă de la inimă, la inimă ajunge. Ce pleacă doar așa, avem noi o vorbă, în popor așa, zâmbetul englezesc, ăla de fațadă. Când îi dai cuiva un zâmbit de ceala, rămâne rece, mort. Adică poate cealaltă în loc să bucure, te înjură. Și nu ai cum să păcălești pe nimeni. Nu ai cum, da. Nu ai cum să simți. Deci lucrul ăla care pleacă de la inimă se simte. Și de asta citisem univa, era un bătrânel care tot așa univa. Și îl întrebați ceva, părinte, de ce când vorbești matale, toată lumea plânge? Și tătuțului, ce pleacă de la inimă, la inimă se duce. Dacă dimineața te-ai trezit, băi, creștinii, frate, vecini, Doamne ajută, să ai o zi bună. Și tu i-ai spus-o din toată inima, păi omul ăla simte că ziua aia e înflorit. Asta e România de aici, da. Din acest loc. De pe Sfântul Munte. Da. Și odată ajuns la ușa chiliei, ești binevenit. Primești masă și casă, alături de frații de mănăstire și călugări. Ai parte de hrană pentru trup, dar mai ales pentru suflet. Bineînțeles că la noi aici nu se mănâncă carne niciodată. Deci am putea spune un fel de post tot timpul. Dar de ce nu se mănâncă carne niciodată? E important, vă întreb asta. La noi la călugări, da. Deci din totdeauna călugări, eu căutat să fie mâncarea cât mai simplă. Și fiind mâncarea simplă, adică și trupul devine mai ușor. Și atunci așa o părință din vechime, de multe ori trăiau numai cu pâine cu apă sau cu verdețuri, cu asta. Adică o scos din viața lor tot ce era partea asta. Ce era mort. Da, ce era mult și ce îngreuiază trupul. Și mort, mă refer, mort. Da, da. Și ce se întâmplă? De exemplu, mâncând carne, ți îngreuiază trupul, mintea. Deci nu-i mai limpede. Că mulți spuneau, a, dar eu n-aș putea o zi fără carne. Da, și spunea că zici, slăbesc, n-am putere, serios, zic, uite-te la bou. Da. Trăiește numai cu iarbă și trage câte un car de ăla care nu poate să-l tragă nimic, câtă putere are. Deci Dumnezeu poate să-ți dea putere
să trăiești numai cu asta și să poți duce mai departe. Am întâlnit oameni care toată viața au mâncat de post. Dacă pe om îl reduci la trup, îl chinui. Și asta este de fapt iadul, închiderea în materie. Trebuie să știți că răul nu există. Răul este o știrbire a binelui. Fiecare zi e o rugăciune continuă pentru oameni și lume. Din zori și până în a doua zi în zori, mereu în genunchi, mereu cu gândul și cu sufletul către cer. La noi am putea spune că toată viața e o pregătire. Vedeți, noi avem slujbele în fiecare zi. Deci trebuie neapărat și neapărat să ne rugăm, fraților, și rugăciunea nu este, cum să zic, da, Doamne ajută pe fiul meu să ia bacul, desigur și asta, ci Doamne ajută-mă, vino în inima mea dacă existi și dă-mi un sens vieții mele. Luminează-mă! În spatele călugărului Teologos se ascunde un om citit, un intelectual rasat, pasionat de literatură SF, matematică, informatică, fizică și chimie. Un om care cercetează cu mintea și crede cu toată inima. Avea în față un viitor în regatul urban, o carieră în IT, în jungla corporațiilor. O carte însă avea să-i reconfigureze GPS-ul sufletului și așa a ajuns la mănăstire. Care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre. Și în carte se deschide cu o precizie fenomenală, se dovedește existența lui Dumnezeu, se vorbește despre părțile sufletului, se vorbește despre patru și mai departe. Și eu tot timpul când citeam cartea asta, mă gândeam ce au făcut oamenii de la anul 744 până astăzi. Deci asta mă gândeam. Și asta a fost momentul, cred, în care mi-am dat seama că ortodoxia este prin excelență știința științelor. Cartea este Dogmatica, de Sfântul Ioan Damaschin. Chiar recomand pe oameni să citească. Eu și vă recomand să găsiți Dogmatica. Pentru părintele Teologos, marea schimbare a venit în trepte, iar pentru starețul Pimen Vlad a fost precum o scânteie care a aprins focul credinței și mai tare în inima lui. Când vine chemarea aceea, e ca un foc. Lași totul, nu te mai interesează nimic. Eu când am plecat la mănăstire, era 10 seara, zăpada de un metru și ceva, atunci am plecat, nu m-a mai interesat nimic. O venit ca un foc. Fraților, fiți foarte atenți, eu recomand de multe ori că imediat ce om vine de la lucru, de la servici, să sărute soția, să se îmbrățișeze copiii, să-i întrebe ce mai faci, cum o duci, să le arate dragoste și după care să se pune primul lucru, să se pune la rugăciune. De ce? Pentru că dacă nu se pune primul lucru la rugăciune, imediat ce ajungi de la servici, mă rog, arată dragoste în familie, atunci omul se tiktokează, știri, sport, fotbal, și ajunge să se roage la 12 noapte cu capul în pungă. Pelerinii care astăzi au ajuns aici la chiliile agățate parcă de nori, îi caută pe cei doi teologi. Așa își astâmpără setea de cuvinte cu duh și sfaturi de viață. Două case din localitatea buzoiană Vintilă Vodă s-au făcut scrum chiar în noaptea de înviere. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă proprietarii celor două gospodării nu au reușit să salveze mai nimic. În urma focului devastator, oamenii au rămas sub cerul liber doar cu hainele de pe ei. Localnicii din Vintilă Vodă au dat alarma după ce au văzut flăcările uriașe în timp ce se aflau la slujba de înviere. Arde foarte rău, nu se poate. De la centrală? De la centrală din spate, de la vecina, de aici. Zona este greu accesibilă, iar localnicii nu au avut cu ce să intervină până la intervenția pompierilor veniți de la 40 de kilometri distanță. Până să ajungă ajutoarele, vâlvătaia devenise de nestăvilit. În zona exista și pericol de explozie din cauza a două butelii aflate în casele cuprinse de foc. A venit asta prima dată, n-a putut să stingă. Prima oară l-am văzut pe aici, fără nicio putere. Localnicii se plâng că primăria nu a mișcat un deget să monteze hidranții în zonă sau să asigure mijloace de stingere a incendiilor. O nenorocire mare, nu știu de la ce a luat foc, nu știu, dar asta este. Le ars tot. Chiar în noaptea de Paște. Chiar în noaptea de Paște. Ferească Dumnezeu. Incendiul a fost provocat de o centrală pe lemne care s-ar fi defectat. Pagubele produse de foc depășesc 200.000 de euro, iar locuințele distruse vor trebui refăcute de la zero.
Târgurile de Paște sunt motiv de city break. Tot mai mulți turiști aleg Timișoara, Sibiul sau Clujul pentru a vizita târgurile organizate în această perioadă. Atenția este îndreptată și spre Craiova, considerată cea mai atractivă destinație europeană de Paște. Acolo, târgul va fi deschis până pe 1 mai. Bravo! Serafim, nu te-ai uitat! Această familie se bucură de vremea frumoasă și de parcul Nicolae Romanescu. Au făcut poze, cumpărături și s-au plimbat. Au venit la Craiova cu un scop special, spre bucuria copiilor. În Caransebe suntem și am venit chiar în vizită să vedem și noi cum e, că am auzit că este un târg foarte frumos aici de Paș și am fost încântați din ce am găsit, foarte frumos. Mie nu prea place aglomerația, dar aici e o oază de liniște și natură, evadare din... oraș. Turiștii vin pentru câteva ore sau petrec o noapte, ori două, dacă distanța parcursă până aici e mai mare. De unde ați venit? De la București. Am venit aseară și plecăm mâine. Acum am venit să vedem și noi căsuțele ăștia de Paști. Inclusiv comercianții s-au adunat din toată țara. Este indicată și pentru persoanele care au intoleranță la polen. Marian a venit din Vaslui. Este apicultor și producător de lavandă. Vizitatorii au venit din mai multe județe, din Brașov, din București, din Mehedinți, din Târgu Jiu, din Constanța. Chiar au venit persoane speciale, văzând la televizor că s-a deschis un târg frumos. Multe dintre produsele vândute la târg sunt artizanale, iar asta atrage curioșii. Și din afara județului și din Italia... A fost și ceva sârbi. Un site al Comisiei Europene pune Craiova pe primul loc în clasamentul destinațiilor de Paște. Viena și Zagreb completează primele trei poziții. Autoritățile de la noi au investit peste 100.000 de euro în organizarea târgului. Medicii vorbesc despre o epidemie mai puțin obișnuită, a țigărilor electronice. Vânzările au crescut fulgerător, dar mai îngrijorător este că dispozitivele sunt folosite de adolescenți cu vârste tot mai fragede. Ei cred că nu le face niciun rău, dar plămânii pot fi grav afectați, arată studiile. Suflați puternic și lung, încet, respirați normal, încet, 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 încet. Așa se aude respirația unui om care a fumat aproape toată viața. Chiar și așa, nu pe mulți îi convinge să renunțe la viciu. Sunt fumător înrăit și trebuie să hrănesc plămânul. Mulți cred că pot evita asta dacă înlocuiesc țigara cu una electronică. Gustul și pentru că nu provoacă un miros insuportabil. Nu se arde tutunul și de acolo de fapt vin substanțele nocive în mare parte. Nimic mai fals, spun medicii. Păcatul e că nu știm, spre deosebire de țigara normală, care de ani de zile, de sute de ani, știm ce conține, că sunt mii de substanțe toxice. În acest dispozitiv nu știm exact ce componente are și cele mai multe sunt substanțe lichide, toxice. Magazinele de profil înregistrează vânzări mai mari de la o lună la alta, iar proprietarii lor ne asigură că dispozitivele nu fac atât de mult rău. Comparându-le cu țigările clasice, sunt cu 95% mai puțin nocive. O țigară clasică degajă peste 170 de substanțe atunci când o ardem și o inhalăm, dintre care 70 sunt cancerigene. O țigară electronică conține doar 4 ingrediente. Riscuri există și nu sunt de ignorat. Studiile arată că vapingul crește riscul de a dezvolta simptome bronșice cu 40%. Se fumează de la o vârstă foarte fragedă, duce la o amputare a funcției respiratorii, pe care o plătim ulterior. Este cel mai incriminat factor de risc în apariția bolii numită BPOC, bronhopneumopatie obstructivă cronică. Studiile arată că țigările electronice cu aromă mentolată sunt chiar mai periculoase. Ele pot provoca respirație dificilă, amețeli, tuse uscată, dureri în piept, iar în cel mai rău caz pot duce la cancer. Guvernul caută soluții pentru scumpirile accelerate din magazin. Primul produs vizat este laptele, care se va ieftini cu aproximativ 20%. Executivul a ajuns la un acord cu procesatorii și reprezentanții marilor lanțuri de magazine, care vor suporta în mod egal această reducere. Asaltați de prețurile tot mai mari la toate produsele, oamenii văd decizia guvernului ca pe o gură de aer. Prețul este foarte mare în magazin.
Acolo este prețul foarte mare, că pleacă un leu și ceva de la producător și ajunge cu 9 lei, 10 lei, 8 lei. Ne-ar ajuta orice ieftinire, nu doar pentru lapte. Deciziile luate la Palatul Victoria aduc un strop de speranță, atât pentru producători, cât și pentru cumpărători. Foarte bine să-l reducă, nu la 10 lei, să-l facă măcar la 5 lei. Ar fi bune, dacă ar fi. Potrivit surselor guvernamentale, prețul laptelui din magazine va fi redus cu 20%, reducere ce va fi suportată în mod egal de procesatori și retaileri. Noul preț se va aplica doar pentru laptele care în prezent costă mai mult de 7 lei pe litru. O ieftinire a laptelui este așteptată de toți consumatorii, însă mulți spun că perioada de 6 luni în care se vor aplica prețuri mai mici este una prea scurtă. Trebuie să iei pentru o perioadă cu bătaie lungă. Pentru că dacă iei pentru 2 secunde, acum e exact cum mai te duci repari un ceas și nu mergi decât 6 luni. Fermierii, cei care produc laptele, spun că îl vând aproape gratis și acuză că la raft prețul explodează. Aceștia se tem că dacă nu se va interveni mai autoritar, vor ajunge la faliment. Astăzi banii au fost câștigați de procesatori și de comercianți, ceea ce noi n-am fost de acord. Este ceva strigător la cer să ne permiți să bagi ataul comercial de 200-300%. La această oră la noi pleacă de la 1,3 în unele zone, 1,5 în celelalte zone și magazin ajunge la 7 lei, 9 lei și 12 lei pe litru. Cei mai mulți cumpărători fug de prețurile exagerate din magazine, așa că preferă să stea la coadă în fața dozatoarelor, unde litrul de lapte nu depășește 6 lei. Nu iau de magazin, iau doar de aici, de la dozator. E mai bun, mai ieftin, mai... Calitativ, da. Mai bun. Dar și la preț, cred că este preț convenabil, da. Măsura este prevăzută să intre în vigoare de la 1 mai, după ce va fi gata și cadrul legislativ. Autoritățile vor acorda și un sprijin financiar pentru fermieri în acest an. În total, aceștia vor primi 40 de milioane de euro. Care au animale de companie nu trebuie să mai stea cu grijă atunci când pleacă de acasă. Cu ajutorul unui bol inteligent, patrupedele pot fi hrănite direct de pe telefonul mobil. În plus, recipientul smart are inclusiv o cameră de supraveghere. Ea este Coffee, un exemplar din rasa Sharpei, în vârstă de doar 5 luni. Golește imediat bolul de mâncare și are nevoie de o dietă echilibrată cu mai multe mese pe zi. Diana este nevoită să meargă la birou uneori, așa că a găsit o soluție pentru cățelușa ei. A achiziționat un bol pentru mâncare inteligent, care se controlează direct de pe telefonul mobil printr-o aplicație. După ce îl umple cu mâncare, cu o singură apăsare pe ecran, poate să o hrănească pe Coffee. De aici pot alege câte porții, în sensul de cantitate, câte grame să-i dau să mănânce. Și pur și simplu, dacă aleg 2 porții, se întâmplă instant. Tot cu ajutorul bolului o și supraveghează. Automatul pentru mâncarea de câini are o cameră video integrată, dar și un difuzor unde poate transmite mesaje pentru Coffee. Mă ajută foarte mult pentru că nu trebuie să mai rog pe cineva să vină să-i dea de mâncare atunci când nu sunt acasă. Și de asemenea, având și un sistem video incorporat, eu pot să văd ce face ea când e singură acasă și la fel e un confort psihic foarte mare pentru mine. Pe lângă cel de mâncare, Coffee are și un bol pentru apă inteligent. Cu ajutorul lui, apa ei este mereu proaspătă și filtrată. Avantajul este că această apă este tot timpul proaspătă, nu este acea apă care stă într-un bol și la un moment dat devine apă stătută. Are un sistem de circulare pe sistemul unei fântâni arteziene. Producătorii spun că vor proiecta și alte accesorii inteligente pentru animalele de companie. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu. Vă mulțumesc pentru atenție. Paște fericit! La revedere! Bună ziua! Astăzi vor fi temperaturi normale în sud și sud-vest și peste mediile climatologice în rest. Astfel, maximele ajung la 13-15 grade pe litoral și 21 de grade în extremitatea nord-vestică. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse pe alocuri însoțite de descărcări electrice în estul, sudul, sud-vestul și parțial în centrul țării. Vor fi condiții de grindină, iar cu o probabilitate mai mare în Oltenia, Muntenia, Moldova și în zonele montane aferente local, cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va sufla
afla slab și moderat cu ușoare intensificări la munte și temporar în sud, centru și est. La noapte, valorile termice vor fi apropiate de cele normale în nord și centru și mai ridicate decât acestea în rest, cu minime ce se vor încadra între 8 și 16 grade. Cerul va fi variabil, dar în orările se vor accentua treptat în sud și sud-est, unde mai ales spre dimineață pe alocuri vor fi ploi. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi predominant înnorat și vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Maximele ajung la 14 grade în Târgoviște și doar puțin mai cald în Slobozia, unde vor fi 17 grade. În Transilvania avem parte de vreme înnorată toată ziua. Vor fi 15 grade în Brașov, unde cerul va fi mohorât, și 18 în Alba Iulia, și aici va ploua. În Moldova se anunță averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile ajung până la 18 grade în Galați și 16 grade în Piatra Neamț. În vestul țării va fi o zi cu vreme instabilă și va ploua. Vor fi 20 de grade în Oradea și 16 în Reșița. În Oltenia, în termometre, vom avea 17 grade în Craiova și 18 în Slatina. Ziua de mâine se anunță mohorâtă și va ploua în toate zonele. În Dobrogea, vântul va sufla slab spre moderat, cerul va fi înnorat și sunt semnalate averse. Valorile termice ajung la 13 grade în Constanța. În capitală, valorile termice vor scădea ușor și vor deveni apropiate de cele obișnuite pentru mijlocul lunii aprilie. Astfel, temperatura maximă va fi de 16-17 grade. Cerul va avea înnorări și vor fi perioade cu averse, posibil moderate cantitativ și însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de până la 35-40 de km pe oră. La noapte, valorile termice vor fi mai ridicate decât normele perioadei, astfel că minima va fi de 15 grade. Înnorările se vor accentua treptat, iar spre dimineață vântul va sufla moderat. Mâine vom avea parte de o vreme destul de mohorâtă. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile își vor face simțită prezența pe tot parcursul zilei. La munte, regimul termic va fi caracterizat de valori în jurul celor normale, iar la altitudini mai mici va fi ușor mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. Vor fi condiții de grindină, pe alocuri se vor cumula și cantități de apă însemnate, iar la altitudini de peste 1800 de metri, trecători vor fi precipitații mixte, lapoviță sau ninsoare. Vântul va avea pe alocuri ușoare intensificări, mai ales pe creste. Vor fi 10 grade în Sinaia și 13 la stâna de vale. O zi liniștită să aveți!